Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au intensificat verificările. Cum pregătirile de revelion sunt întoi, ilegalitățile nu întârzie să apară. Nu puțini sunt cei care folosesc articole pirotehnice în noaptea dintre ani, dar nu toți cumpără de la comercianți autorizați. La nivel național, Poliția Română a declanșat acțiunea Foc de Artificii pentru verificarea legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice de către persoane fizice sau juridice. În acest context, polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, în data de 27/12/2013, au depistat în comuna Filipești de Pădure un bărbat care expunea spre comercializare articole pirotehnice clasele 1 și 2, fără a deține autorizație în acest sens. Vinovații au rămas fără marfă și, în plus, vor răspunde în fața legii. Au fost ridicate în vederea confiscării 1225 de articole pirotehnice, în cauză fiind întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute și pedepsite de articolul 37 alineatul 3 din legea 126 din 1995. Având în vedere starea de pericol existentă prin deținerea sau manipularea obiectelor artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, polițiștii prahoveni desfășoară activități menite să asigure un climat de ordine și siguranță civică.